înființat în 1950, corul academic al Filarmonicii George Enescu din Capitală este de aproape 7 decenii, doamnelor și domnilor, în prim planul vieții muzicale bucureștene. Înaltul profesionalism a fost dovedit încă de la apariție prin interpretările de excepție ale numeroaselor oratorii, mise, motete, concerte a capela, ansamblul vocal interpretând mai toate capodoperele genului, de la Monteverdi la Bach, de la Mozart și Haydn la Brahms, Enescu și Paul Constantinescu, și până la cele mai îndrăznețe lucrări ale muzicii contemporane, notorietatea ansamblului consolidându-se pe parcursul anilor în urma nenumăratelor concerte susținute atât pe scenele din țară, cât și din străinătate. Iar la acest sfârșit de an, Corul Filarmonicii oferă melomanilor o nouă apariție discografică. Un CD ce cuprinde, în mare parte, colinde mai puțin sau deloc cunoscute ale compozitorului Tiberiu Bredicianu. Bună ziua, domnule Prunăr, și bine ați revenit aici la noi la Trinitas TV. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Stimate maestre, mâine, aici, la Ateneul Român, mai precis în foaierul acestei clădiri simbol a culturii românești, va avea loc lansarea unui nou CD produs de Trinitas TV, un CD ce îi are ca protagoniști pe membrii corului filarmonicii George Enescu. CD-ul cuprinde colinde semnate sau armonizate de marele compozitor, muzicolog și folclorist Tiberiu Bredicianu și este, după câte știu, o premieră în muzica românească. Este o premieră prin faptul că vor fi prezente un număr de 10 lucrări inițial concepute pentru voce și pian, care au fost prelucrate pentru cor. Este prima dată când pe piața muzicală românească apare un CD cu lucrări mai puțin cunoscute ale lui Tiberiu Bredicianu. Da, și consider că în acest an deosebit, în aniversarea acestui centenar, este o datorie de a prezenta un nume strâns legat de tratatul de la Trianon, deoarece este cunoscută prezența familiei Bredicianu printre semnatarii acestui tratat, care a consfințit România Mare, și am considerat că la acest aniversar trebuie să ne gândim la cei care au făurit și România culturală, nu numai cei care au făcut un act politic. CD-ul, de fapt, este și un omagiu adus maestrului Tiberiu. Este un omagiu adus maestrului Bredicianu și vreau să spun că alături de aceste colinde sunt alte colinde foarte cunoscute ale lui Paul Constantinescu, Gheorghe Cucu și chiar părintelui Frangulea, Victor Frangulea, care este prezent pe acest disc. Am considerat că trebuie să-l încadrăm pe Bredicianu într-un context, printr-o trecere în revistă acestui gen de muzică de la începuturile anilor 20, în cazul lui Tiberiu Bredicianu, Paul Constantinescu, anii 50, Gheorghe Cucu. Lansarea CD-ului va fi însoțită și de două concerte care vor avea loc, evident, pe scena, da, Ateneului. Tradiționalul concert de Crăciun al nostru și datorită cererii mari de bilete vor fi două concerte, unul la ora 17 și altul la ora 19. Între cele două concerte va fi lansarea acestui CD și mă bucur că continuăm această colaborare cu Trinitasul și vom continua mai departe. Este al doilea produs al nostru după liturghia de Rachmaninov. Vor fi și CD-uri și DVD-uri, sperăm, și iarăși sperăm să realizăm acest proiect foarte frumos cu cele două lucrări capitale pentru muzica românească, oratoriile de Paul Constantinescu, realizate între instituția noastră și prin intermediul Trinitasului. Thank you.
aflați de foarte mulți ani pe scenă, pe podiumul dirijoral și aveți o mare experiență în acest domeniu al muzicii. Cu siguranță ați avut parte de experiențe muzicale minunate. Spuneți-mi, vă rog, cum ajunge un dirijor să fie el însuși, dacă îmi permiteți? Când cerne tot ce a învățat pe parcursul anilor și începe să spună, da, cam așa vreau eu să sune lucrarea respectivă? Se poate scrie o carte după această întrebare. Experiența niciodată nu este suficientă. Noi tot timpul învățăm, până la ultimul concert care îl ținem, zic eu, adevărații artiști, nu spun numai un dirijor, dar și un solist, și un instrumentist, și un cântăreț, chiar și un pictor, chiar și un scriitor, permanent trebuie să privească înainte și permanent trebuie să învețe, să acumuleze, să învețe, să acumuleze. Am început deja pregătirea pentru Festivalul Enescu, avem foarte multe lucrări extraordinar de dificile și stagiunea ne permite să o închidem și pormă să ne ocupăm de festival. Și atunci, printre picături, și am început una din lucrări, destul de grea. Cineva din cor m-a întrebat, zice, cum să facem? Zic, eu o să spun, dar încearcă să inventezi. Eu tot timpul caut să inventez un mod de lucru, un mod de abordare vis-a-vis de lucrare, vis-a-vis de colegi, fiindcă trebuie să vezi dacă ai lucrat într-un anume fel și nu dă un rezultat, trebuie să iei pe alt drum. Nu există tot timpul... Nu lucrați tot timpul la fel? Da. Să înțeleg. Principii generale absolut sunt. Deci, de alea, fără discuție. Dar permanent trebuie să ne adaptăm la provocările, că este cuvântul folosit acum, acestor lucrări. Unchiul meu, Constantin Silvestri, era la Moscova și a cântat o simfonie de Șostakovici cu marele compozitor în sală. Silvestri a spus lui Șostakovici, să știi că o să auzi așa cum o văd eu. De obicei, compozitorii spun, aici fă așa, aici fă așa, aici fă așa. Zice, este tot dreptul dumitale. Dumneata ești dirijorul, dumneata ești interpretul. Și după concert, Șostakovici, teribil de emoționat, i-a spus lui Silvestri, să știi că dacă aș scrie sinfonia, încă o dată așa scriu cum ai interpretat-o tu. Cum faceți să câștigați încrederea muzicienilor pe care îi aveți în fața dumneavoastră pentru ca un concert să fie reușit? Am căutat de-a lungul timpului să induc acest respect față de partitură, față de instituția în cadrul filarmonicii, care este o instituție de 150 de ani, față de realizările pe care le-au avut de-a lungul timpului și să induc această dorință de a fi din ce în ce mai bine, de a se perfecționa, de a nu lăsa niciun pic garda jos. În același timp caut o colaborare cu ei, să avem un dialog viu, pro și contra, pe anumite lucruri, dar în principal este o dorință de a menține și de a respecta această instituție, unde au pășit de la Richard Strauss la Mascagni. Mascagni, înainte de primul război mondial, a fost prezent pe scena Ateneului, cu orchestra noastră. Ne apropiem de finalul emisiunii. O ultimă întrebare. Astăzi, pe scena Ateneului, va avea loc un concert ce este dedicat, așa cum spuneați, împlinirii a 150 de ani de existență a Filarmonicii, da, George Enescu. Un concert în care orchestra filarmonice va fi dirijată de maestrul Horia Andreescu și, da, după câte știu, aveți și un invitat special. Da, avem o invitată specială, o pianistă excepțională, pe care am adus-o cu greu și am înțeles cu un mare efort financiar. A fost disponibilă pentru acest concert și mă bucur că se va realiza. Și acest concert se înscrie, cum vedeți, știți foarte bine titlul concertului, 150 de ani de filarmonică. În același timp, vreau să spun că acest concert se înscrie într-o serie de evenimente deosebite ale filarmonicii. A fost concertul dedicat centenarului filarmonicii, iarăși cu un pianist român, foarte Ciobanu, extraordinar, care a luat primul doi la Rubinstein, care are o carieră fulminantă în străinătate. Această stagiune aniversară a fost deschisă de Cristian Zaharias, unul din cei mai importanți pianiști ai momentului, un muzician complex, e dirijor și pianist, care a deschis stagiunea filarmonicii. Dacă este suficient să vă spun aceste lucruri, cred că spune mult despre calitatea și
eforturile pe care le facem împreună cu un director general, cu dirijorii, cu Zian Badea, pentru a avea o calitate deosebită și încercăm să menținem în continuare a stagiunii acest nivel foarte ridicat. Maestre, vă ținem pumnii. Cu siguranță lucrurile vor avea un trend ascendent. Îi așteptăm pe melomani să vină la concertul din această seară și la concertele de mâine seară. Mulțumim pentru timpul pe care ne l-ați acordat. Mulțumesc și vă doresc mult succes în tot ce realizați. Mulțumim, maestre.